A fost odată un bărbat care a aflat că soția sa va avea un copil. Bărbatul s-a rugat lui Dumnezeu ca acel copil să fie o fată. Și Dumnezeu le-a dăruit o fată. Când tatăl și-a ținut fetița în brațe, s-a rugat lui Dumnezeu ca fetița să semene cu mama ei. Și Dumnezeu a făcut tot mai mult din trăsăturile mamei să se vadă în fetița lor. Ea era ascultătoare, amuzantă, generoasă și sensibilă. Tatăl voia să vadă și din trăsăturile lui, așa că s-a rugat lui Dumnezeu ca fetița să semene și cu el. Și Dumnezeu a adus în fetiță din trăsăturile tatălui. Aceasta devenise puternică, hotărâtă, muncitoare, dar în același timp era încăpățânată și pusă pe ceartă. Tatăl și-a dat seama că nu făcuse bine, așa că s-a rugat lui Dumnezeu ca fetița să semene tot mai mult cu Iisus Hristos. Și Dumnezeu i-a dat dorința să fie altruistă, de a-i păsa de nevoile altor și să ajute fără să se aștepte la ceva în schimb. Cu trecerea timpului, parcă mai lipsea ceva. Tatăl s-a rugat lui Dumnezeu ca să o facă fericită și Dumnezeu a ajutat-o să întâlnească un băiat care să o iubească și să o respecte. Tatăl a văzut bucuria fiicei sale și i-a mulțumit lui Dumnezeu că a lucrat atât de minunat în viața familiei lor, chiar dacă nu a cerut întotdeauna ce trebuia.